Ilie Cioară, realitatea este continuă. Desprins de îngustul ego, sunt cuprins de infinit și prin realul din mine sunt de fapt desăvârșit. Fără activitatea minții sunt atenție lucidă și de asemenea iubire ce deodată mă inundă. Nu am margini, nu-s nici temeri, nici dorință, o conștiință ca un soare, arde orice neputință. Numai simpla luminare totul curăță, transformă. Eu, desprins de timp și spațiu, n-am nici centru și nici formă. Aci dau de sursa vieții, văd că sunt nemuritor, continuitatea în mine factorul revelator. Ea-mi arată că tot omul are această însușire, prin origine divin destinat la nemurire. În schimb, când mă mișc prin eu, totul este fragmentar. Mintea întreagă ciopârțită, fiecare gând hoinar. Intervalul ce separă e luminat de divin, numai astfel înțelesul conștientizat de plin. Această dimensiune relativă și precară este totuși tolerată, deși e deficitară. În bunătatea supremă, toate-s omului permise, atât bune cât și rele, în niciun fel interzise. Putem face și una și alta, dar nu toate-s de folos. Când lipsește înțelepciunea, totu-i hâd și nebulos. Iar înțelepciunea vine când deșertăciunea piere, cu ale ei plăceri lumești, ce-s o travă ca și miere. Legea cauză-efect ne pretinde a fi înțeleasă, din greșeli și ispășiri, calea sacrului aleasă. În final, toți vom ajunge integrați în cei reali, din greșeli, calea tuturor deschisă de a fi simplin actual.